Andrei Teașcă este în stânga noastră și ne așteaptă cu sufletul, pardon, cu microfonul la gură. Salutare! Bine ai venit, Andrei! Bună dimineața! Hai că nici nu știu unde să mă uit. Colo, da. Colo. Uite-te, uite unde vrei că... Bine, bine ne revedem. Ce faceți voi? Ăla e un act... Toate bune, uite, mă gândeam așa, pentru că... Stai un pic, ăla e un act de cravată mai special? Da, nu, aia vă vând. Aaaa! 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 Folosit de mâine, adică pac. Păi de ce n-avem de ăsta? Păi stai, mă, că... A, ca să poți să... Adică poți să faci chestii. Să nu scadă... Exact, să nu te încurci, știi? Vreau să vă spun că... Poftim ce? Adică poți să vorbești mai aproape dacă... Asta, dacă nu mai am microfon, mă duc aici și vorbesc de la Andrei imediat. Da, și vine să spun o poezie acum, dar nu e momentul, stai că a venit pentru altceva. Deci vă... Noi facem un spectacol și acum fiți atenți și la propriu și la figurat, vorbim serios, dar intrăm și într-un personaj. Adică noi vorbim despre doctorul minții, da? Așa. Adică eu care vin și citesc gândurile tale. Și dar stai un pic. De ce? Domnul doctor. Ascultă-mă un pic. Deci, gândește-te. Aoleu, pe asta nu pot să o spun. Da. Gândește-te la altma. Nu, stai să vedem la el. Aoleu. Deci, acum mai în glumă, mai în serios. Hai să vă spun ceva, fiți atenți. De exemplu, noi oamenii suntem foarte ușor de influențat, da? Da. Vine unul și zice, băi, vezi că parcă ai început să chelești. Și cop! Da, mă, lasă-mă! Dar a doua zi dimineață te uiți în oglindă. Pop, s-a dus asta aici. Băi, și-a vrut ăla, mă, să uite. Și a doua zi, și a treia zi, și a cincea. Puterea cuvântului. Exact, deci gândurile. Gândurile mă omoară și pe mine, da. Acum, ce faci? Ai gândurile astea. Vrei să te lași de fumat, poftim. Eu m-am lăsat de fumat de curând, da? Felicitări. Bravo. Așa. Și am zis, bă, dacă nu fac pe mine experimente, apoi... Na. Vin oamenii la mine și îmi cer ajutor. Și sună un doctor. Vine doctorul de minte. N-ai auzit de așa ceva, pentru că, mă, te doare stomacul, eu pastilă, nu? Da. Te doare aia, te tratezi. Bă, dar cu gândurile... Dacă te dor gândurile, ce-i? Bă, ce faci cu gândurile? Și trebuie să fie un doctor și pentru asta. Da. Mă sunați și... Bun, gata. Băgăm numărul. Dar, perfect. Apelare rapidă. Da. Asta sub forma... Da, acum, asta la Academia de Magie. Acum, pentru spectacol, poate să fie doctor, dar poate să fie și un nene care... Mă, cum se cheamă de la de vacile? Mulgător. De cum îl cheamă? Vacile. Da, așa. Poate să fie... Mă rog. Da, așa. Poate să fie și un... Face pizza, așa, bucătar. Da. Bucătar. Cum a zis domnul așa ce de la Prozar, poate fi și de la Prozar, merge, nicio da, problemă. Merge, orice, da. Da. Foarte sete. Voi, dați-mi și un coniac, vă rog. Un coniac. Română, da. Nu se poate la ora asta. Nu? Domn doctor, adică... Nu, deci fii atent. Care e ideea? Noi modificăm gândurile. Cineva spune, stai mă, că nu trebuie. Doar seara poți să bei. Dar cine spune? Dacă beau dimineața, care e problema? M-am lăsat de fumat, nu e nicio problemă. Te apuci de altceva? Deci, înțeleg? Lucrurile funcționează. De exemplu, una vă mai spun și gata. De exemplu, acum, ninge așa frumos. Da. Așa. Mă, dacă trei farmale, vă rog, aduceți niște cârnați, Crăciun fericit. Da. E, cum puteți ar fi? Să schimbăm noi ce vrem, nu? Spune? Păi da, asta spun. Cine spune? Ne învață cineva? A avut un sistem? Ai dreptate. Da, mă, stă, Crăciun fericit. Da, mă, să vină Crăciunul, mă, frate. Hai, facem revelion. Da, mă, asta, la mulți ani, mă! Adică ce vreau să mai trăim într-un pătrat, nu? Nu mai trăiți, mă, oameni bune acolo. Bate, băi, cum îmi place mie, da. Jap. Foarte. Da. Să trecem mai departe. Vorbeam de spectacol, fii atent. Ia. Îi spuneam noi mentaliștii anul trecut, dar am schimbat și spunem doctorul minții, da? Adică, fii atent. Ia. Nervos, așa. Doctorul ăsta, așa? Nu, nu, e o stare. Atitudinea asta e. Mă, toate sunt legate, adică eu te introduc în o stare, știi? Acum. Fiți atenți pentru că eu vă dezvălui. Nu s-au prins. Te rog. Nici Răzvan, nici Dani, dar fii atent. La voi, la noi ai atent, pretenții, da. Aici, da. Să presupun... Ai o bancnotă? Eu? Bancnotă, uite, ceva. Da, știi? Da, eu n-am aici, dar îmi dai tu. Da, nu. O bancnotă, că după aia zice lumea că am fost aranjați. Dă-mi o bancnotă. N-am, că n-am. Ce bani ai, puberule! Aha, fii atent. Dă-mi de unul ca să aibă bani de parcare. Chitruș mai la un. Unu. Bă, da, asta te ajunge. Ai bancnotă, domn doctor. Stai că și la tot chitruș. Stai că tot am înțeles. Așa. Fii atent. Te rog să citești ultimile 4 cifre de la așa. Serie da. Și tu te rog să notezi aici. Ca să nu creadă lumea că noi ne-am înțeles, da? Așa. Fiați, da. 93 77. Perfect. Să presupunem. Scris de doctor am. Să presupunem că ridică de puțin așa, că mergem la cumpărături. Cam ce ai, te uiți cam suspect la mine, adică ce crezi? Păi după ce mi-ai dat cu lupa aia așa, să-mi citești mie gândurile. Întotdeauna nu trebuie să, da, fii atent. Așa. Să presupunem că mergem undeva la cumpărături. Cam ce ai putea să cumperi? Un leu? Da. O pâine. O pâine și mai ce, repede. O cadea. Așa, și? O apă.
Așa, și mai o, ce? E o apă cu așa. Gândiți, o, vezi, vezi cum se transmit gândurile? O, gata, o caramea! Hai, bravo, vezi, 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 hai că se transmit. O pungă de leu. Acum vă învăț eu cum funcționează spectacolul de mentalism. Da? Fiți atenți. Adică, mergem la cumpărături. Da? Ce mai e nevoie? Și Dani nu s-au prins, da? Nu s-au prins. Nu s-au prins. Ne prindem, n-ai. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Deci, ce mai avem nevoie când mergem la cumpărături? De bani de poșetă. O poșetă, normal. O pungă. O poșetă, o pungă, da. Fii atent. Da. Hai să împăturim acum repede asta. Așa. Bancnota. Bancnota. Împăturim bancnota. Nu te mai gândi la chestia aia, că văd să știi și simt. Aoleu, nu, 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 nu. Bancnota cu seria pe care am notat-o eu aici. Exact. Da. Fii atent. Fa așa, te rog frumos. Schimbă mâna. Exact. Pac, 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 ai prins? Pac. Nu te mișca. Nu te miști, Tiana, nu te mai miști. Uiți tu o privire de mentalist. Hai, așa, 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 așa. Acum. Perfect. Avem poșetuța și spuneam noi că ați cumpărat voi o ce? O caramea. O apă. O apă, o acadea, ce vreți voi. Fii atent, dăm ușor aici, așa? Am pus aici în portofel. Da? Da? Nu, 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 uita, nu, uita, nu, uita. Nu, nu, e aici, e aici. Te rog să ții. Da, da. Perfect. De mentalist, au pus trebuie. Fiți atenți acum, pentru că vreau să vă arăt ceva la ce am gândit eu că poate să aleagă ea. Ia. Fiți atenți. Acum vă învăț cum funcționează mentalismul. Atenție, așa fac toți. Numai ca o privire aia și... Privirea aia, acolo se lucrează. Atenția nu vede, nu-i spunem. Atenție, cam ce ar putea să cumpere cu un leu, da? Bine, mergem mai departe. Atenție, fiți atenți, atenți. Da? Nu mai mișcăm, asta rămâne aici. Așa, și acum fiți atenți că am niște cărți cu mine. Asta e partea interesantă. Așa. Te uiți un pic în dreapta. Uite-te în dreapta. Naivă, ca și cum ai primit toate gândurile. Eu pot să mă uit, da? Da. Așa. Da, dar fii atent. Tu o să spui stop când vrei tu, Diana. Da. Eu? Da, da. Când vrei tu, atenție, v-ați prins, da? Zi, Diana. Stop! Următoarea asta, da? Stop! Aia. Perfect. Fii atent. Ești sigură că asta e? Bine. Ține aici, mai ai o mână, mai ai. Așa, așa, așa. Stai acolo și nu mișca. E, acum e normal. Oamenii au înțeles și înțeles i-ai și indus. Tu. V-am arătat ceva, v-am făcut să alegeți ce vreau, da? Corect. Perfect. Acum mergem mai departe. Întoarce ușor cartea. Întoarce, Florin, tu. E, ce ai făcut? Păi ai pus cu... Era altceva. Ai pus cu ouă acolo. Aoleo. Ce? Hai mă că mai greșim și noi, doctori, ai că ce ești, n-ai? Ia uite mă, frate. Dar, ai făcut... Pac! E! Opa! E! Te-ai gândit la o lămâie? Te-ai gândit la o lămâie sau la un ou? Și acum te rog să vezi că ai și restul. Pentru că ai fost la magazin, la caserie și aici? Hai scoate acolo poșetica, din poșetica. Ai restul de la leu. A? Am nimic aici. Leul nu mai e. Păi știi de ce? Pentru că ai fost la un magazin foarte scump. De fițe, cine te pune să umbli pe la... Trebuie mulți bani. Trebuie mulți bani ca să mergi la cumpărături. Lasă, 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 lasă. Da, partea interesantă știi care e? Care e? Fii atent. Atenție. Fii atent. Tăiem lămâia în două. Da. Și facem o limonadă. Fii atent. Așa. Facem omleta, uite. Ia. Și trage ușor de tot. Ce să fac? Trage ușor acolo! Ai, nu mă mai sper. No! No! Scoate de acolo ce ai găsit? Nu există așa și te rog ceva. Să desfaci ușor și să citești. Să nu citești. Cred. Ce? No! Acum. No! 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 Da? Nu există. Te rog să citești de pe caiet? No! Ce? No! No! Pe caiet? Pe caiet? 7-7, exact ce a notat Florin, practic era seria bagnotei pe care Puberu ne-a dat la început. Vezi cum funcționează? Păi Florin. Da? Cam așa. Da, nu că... Așa că... te rog frumos, nu te... Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Deci, pentru final, mai am puțin? Un minut? Mai am? Da. Mai am, da? Deci, atenție. Mă, dacă aveți gărgăuni în cap, uite, te uiți. Cum am eu gărgăuni ăștia mulți? Sunt mulți. E plin de gărgăuni, înțeleg? E plin. Îi vezi? E plin. Numai doctor. Se lovesc între ei? Sunt la doctor, da. Vii la Academia de Magie, pac, noi am făcut... Au fugit gărgăuni, înțeleg? Nu, stai că... I-ai luat domnul doctor? Da, da. Ce bine. Da. Dar atenție, mai e unul rău acolo, mai e unul mai care... E. Ăla trebuie neapărat... Ăla trebuie stârpit. Ce, Florin, ai rămas pe gânduri, așa? Așadar,
Mamă, și foarte bună, asta mi-a plăcut fost foarte așa tare. Stai, stai, relax, stai. Mulțumim, ăsta a fost foarte, foarte tare. A fost foarte tare. Zim de spectacol, unde putem să vedem asta? La Teatru de Magie, da? Mai exact la Casa Magicianului. Ma, da? Extraordinar. Luna viitoare premieră, vorbim de Doctorul Minții, dar atenție, el se transformă și la prozar și mai facem o pizza. Și mai facem o pizza, mai găsim o lămâie. Spectacol de mentalism pentru copii, atenție. Nu uităm de că nu întâmplător am făcut această foarte. Banul. Dacă bagi o hârtie de 15 ani, la fel iese numărul? Să iese mai o să vă învăț mai multe data viitoare că nu mai ia mâna de aici, te rog frumos. Excelent. Dragilor, vă aștept la Teatrul de Magie, bilete pe teatrudemagie.ro, bilete.ro, blt.ro și atenție la Academia de Magie, învățăm cum să scoatem gândurile, cum să tratăm. Deci înveți ceva, da? E vorba de voință, e vorba de implementarea unor pilule informatice pentru copii, pentru mai bine. Ce am tare. Multă treabă și plec. Așa foarte să bun. Ne ajute foarte Dumnezeu. Bun. Mulțumim frumos, mulțumim, Andrei. Domnul, ai grijă, da? Ai grijă. Cu, ba, la cu cine seamănă așa? Vă pup, vă nu pup. Nu știu, da. Mă, seamănă cu Dr. Watson din Sherlock. Ah, da, e într-un fel așa, da, e într-un fel. Leu, lasă-l că trebuie să... Lasă-l, că ai lupul Berul, lua și Leu. Băi, foarte bun număr. A plăcut. Extraordinar. Gata, plec. Deci și tu? Pe aici, pe aici. Da, pe aici, ușor. Da. Așa e și la teatru, știi? În aplauzele oamenilor, nu? Da. Andrei Teașcă, în aplauzele voastre. Eu m-am explicat. În aplauzele voastre. Ah, ok, mersi. Pa, băi, pa. Florin, asta zic. Ce-a făcut? Oh, foarte bine. Nu, chiar e... Ba, știi că eu sunt hater și eu nu cred toate chestiile astea. Bag nota, asta chiar era în lămâie. Față. Te-am văzut după față. Că... în lămâie a fost. Da. Cum a intrat? Când a intrat? De unde a intrat? Și... Oh! Ah! Am uitat să vă spun ceva! Ce? Ce? Am vrut să vă învăț cum să faceți bani, înțelegi? Păi vină înapoi! Păi stai! Deci dacă ai o cutie, hai, mordă, e gol, înțelegi? Așa? Pac, fii atent, pui chestii, înțelegi? Pac, și te învârți, pac! Hai, pa! Doamne, la revedere! Vă pup, să fie așa pa, de simplu pa, pentru toată stai așa, lumea! Stai un pic! V-am învățat pa, și cum să faceți bani! Păi, stai! No. Ce facem, parte oamenilor? Pa! Pa.